luat în piesa asta e vânătoarea de obiecte. De data asta, echipa mea este formată din mine și moldovan, iar adversarii noștri sunt nimeni alții decât Trendingul Românesc, Theo Rose și Bogdan DLP. Cunoașteți regulamentul, fiecare din cele două echipe va primi câte o listă diferită cu 5 obiecte la un minut după ce ne despărțim. Obiectele de data asta nu mai sunt amplasate de oameni pe care noi va trebui să le găsim, adică nu avem 100% siguranța că obiectele se află aici, dar va trebui să facem rost de ele indiferent. Știți foarte bine, fără bani, fără cazare, fără mâncare. Așa este, pe continuă. Se anulează regula cu telefonul, nu vom mai avea voie să apelăm atunci când terminăm concursul. Cine a câștigat așteaptă cu minte la locul de unde am plecat, ca să păstrăm surpriza câștigului și să tragem tare să reușim să câștigăm, adică să nu ne mai descurajeze nimic pe drum, implicit eu să nu mă mai descurajez. Nu mai avem o oră la dispoziție pentru că artiștii noștri de astăzi sunt foarte, foarte ocupați și abia am reușit să-i prindem cele 40 de minute cât va ține concursul de azi. 40 de minute avem, fiți atenți că intrăm la level boss, așa îi spun eu. Perimetrul este întreg complexul comercial Băneasa. Unde vezi, atât cât vezi cu ochii, atât poți să cauți obiectele care ne vin. Nici eu nu știu obiectele mele, nici pe ale lor. Le-a gândit bunul meu manager Radu. Hai să-i dăm. Prietenii am adunat astăzi aici pentru că se întâmplă vânătoarea de obiecte. Cea mai cunoscută serie de pe canalul meu se întâmplă cu Trendingul Românesc. Astăzi concurez cu Theo Rose și cu Bogdan de la Ploiești sau Bogdan de LP, cum faci? Tot aia. Bine. Din punctul ăsta, de la 5 jumate până la și 10, da. Avem timp să găsim 5 obiecte pe care le vom primi la un minut după ce ne despărțim. Și eu și voi. Noi fugim unii de alții în momentul ăsta și într-un minut vom primi și mesajele. Ok. De data asta, prieteni, avem și mare premiu pentru echipa câștigătoare. Va primi un voucher de 2000 de lei pe Food Shop de căciulă. Uite, mă! Băi, ești nebună! Îmi ia mergători! Muriți! Haide, mâna la tata. Stai să întreb copilul ăsta. Auzi, te simți ca la Asia Express? Da. Oficial avem obiectele. Avem așa, o poză cu un om care descarcă cumpărăturile cu acordul lui, o carte vizită a cuiva, what the fuck? O floare roșie, o cutie și un cornet de înghețată. Hai. Dă-i. Să-mi bag piciorul. Hai să plim cu cărățul ăsta, mă. Păi stai, mă, unde mă plimbă, că? Trebuie 50 de bani, tu n-ai bani atât de mărunți. Bagă-te în căruță, mor tu. Da, să nu mă faci rău. Haide! Să fii nebun. Să nu mă bagi în vrândă. Nu, o te bagă, tata. Cumpărați-vă și voi, Teo Rose, dacă aveți. La mall, mă, acolo, zona aia trebuie să mergem. Da, unde sunt oameni, ca să bine, și parcare. E bine și în parcare. Dacă se ia, bă, cineva, doamne. Iartă-mă, nu ai întâmplător o carte de vizită, nu? Ai, n-ai? Nu, vrei să te prefaci că descarci cumpărăturile? Da, ai cumpărături? Păi, prefă-te cu el, dai jos din coș. Păi da, dar trebuie să descarci în mașină. Scrie în mașină? Da, le descarcă gen, aia e ideea din spate. Ah, mulțumim, no, mulțumim. Și-mi place părul tău. E super tare. Mersi. Ginger la ginger trage. Am primit mesaj. Ce? Ia, hai. Hai odată. Fii atent. Un bon de cumpărături din ziua respectivă, un afiș cu un eveniment, niște tacâmuri de unică folosință, un ecuson de angajat. Tacâmuri de unică folosință. Seara bună, doamnă. Avem și noi un joc, ne dați și noi niște tacâmuri de unică folosință, vă rugăm în suflet. Aici. Ai găsit tacâmuri? Asta, da. Vrem cu asta. Haide, haide, vino cu asta, un bon repede. Floare roșie este la din astea de grădină și din astea de grădină sunt acolo. Mă acolo. Că aranjamente de astea nu sunt pe aici. Habar n-am. Păi da, dar aranjamentele, e greu să facem rost de ceva de la aranjamente pentru că sunt fix în față și nu le putem lua cu camera. Da, un mac crescut pe câmp. Ce mac vezi pe aici, moldovane? Un desert. Mă ajut și pe mine cu un bon, te rog, din suflet. Da, îmi trebuie un bon neapărat, te rog, acum. De ce? Ne jucăm ceva, un joc. E din ziua de astăzi? Ați cumpărat ceva astăzi? Nu știu. Trebuie să fie de azi. Trebuie să-ți 12, da? Da, mamă, te iubesc, ești mai tare, bate palma. Mulțumim din suflet, ne-ai ajutat foarte mult. Mulțumim, da, gata, haide, mai. Zi-mă că ai făcut rost. Da, mă, haide. Mamă, un afiș cu un eveniment, așa, am făcut rost și de tacâmuri, un ecuson de angajat împrumut și o poză din mijlocul unui giratoriu. Hai într-un giratoriu să facem poza, repede, băi. Doamnă, nu vă speriați. S-a speriat. Stați puțin, ajutați-mă. Ajutați-mă cu ceva. Lasă, că s-a speriat. Bine, altcineva, hai. Uite cu tine. Unde? Uite cu tine la gunoi. La gunoi, da. Ce-mi place să caut în gunoaie.
Fiți atenți că în 15 minute v-am mâncat pe toți. V-am mâncat trending-ul meu din România. Ia uite cutia, ești nebun la cap, uite cum stă cutia. De care ești cutie vrei? Vrei zici că mă duc la birou? Am luat cutia din gunoi și e legat atât de clesi. Uitați-vă la el că nu e adevărat. Ia vezi, vă un afiș pe aici? Stai că mă uit. Ce fel de eveniment? Orice fel de eveniment, un afiș de la mă care se lipește pe stâlp de ăștia. Cum era să spargi geamul și să iei un afiș de la film? Băi, nu mă crezi în stare. Mă, uite mă, flori în spate, ești nebun la cap. Unde, unde? Uite în spate toată grădina amazoniană. Hai să luăm de acolo, așa, pe șuștache. Poate că îmi faci o poză, nu fi nebun. Mamă, uite floarea cum stă, ești nebun la cap. Păi și cum le luăm? Bag mâna prin gard. Baște mâna prin gard, că ești mai ageră. Sunt mortul calea roșii, sunt în capătul grădinii. Sunt aici, mă. Unde? Stai, mă. Tu, eu zic cu nesimțire, că cu bunul simț n-ajungi nicăieri în viață. Cu bunul simț n-ajungi nicăieri. Sunt frumoase, mă. Sunt frumoase, mă, toate. Ia, mă. Ia uite, mă. Ia uite ce frumoase e. E superbă. Fii atent, tu știi cum fugi. Mănânci pământul. Mănânci pământul, moldovanei. Mănânci pământul, ascultă-mă. Tu trec pe roșu, mă calc o mașină, îți fac genunchii roșii. Dă-i că floarea, nu fi nebun. A luat-o, bun. Am luat floarea, nu fi nebun, am luat floarea, să-mi am piciorul. Să mă ajut cu ceva, șefule. Trebuie neapărat să mă ajut cu ceva. Filmez și eu unde sta. Și să-mi dai cu să nu tău în pământ 10 minute. Sunt tău șoferul lui Ghiță. A, mă, șefule, te rog eu. Nu pot unește cum să te vrei să mă... 5 minute, mă. Nu contează. Nu-mi dă altul. Cum te duci, mă? Auzi, ai cu son ceva? Da. Dă-mi și mie puțin în pământ, că filmez de la Asia Express, haide. Păi ajută-mă, nu mă lăsa, că mor. Da. Dă-mi un nume, un ecuson în pământ puțin. Filmăm un vlog. Că ți-l aduc amândoi, filmez un vlog de ăsta, hai. Se numește vânătoarea de obiecte și ne trebuie împrumuții. L-aducem înapoi în fix 20 de minute. E cu numele tău, e de... Da. Aia, e ecusonul ăsta. Cu numele ei. Da, mă, da, ecusonul fetei, dă-mi coace. Mulțumim din suflet. Haide, 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 haide. Un afiș, dar nu știu de unde găsim afiș. Ai întâmplător o carte de vizită? Suntem într-un concurs și ne trebuie o carte de vizită a cuiva. Se întâmplă să ai? De orice fel. Nu ai? Bine, mersi frumos. Nu-i problemă, te pup. Hai să mergem spre giratorii și poate găsim afiș acolo. Hai spre giratorii, repede și un afiș. Auzi? Trebuie să ne urcăm ăștia mașină până la rând. Auzi? Ne duci și pe noi până la rând? Filmăm un vlog, da. Da. Aoleu, ce nasol. Trebuie să mergem pe jos, asta este. Te plimbam și eu cu Ferrari dacă mă plimbai. Uite, dacă mă ducea el cu seria 4, îl duceam și eu cu Ferrari. Treaba lui. Doamne, ăștia cred că au toate obiectele deja. Și eu, și eu am feeling-ul ăsta. Cum ar fi fost, mă, să le găsească așa unul după altul? Scuze, se întâmplă cumva să aveți o carte de vizită? Suntem într-un concurs și ne trebuie... Da, nu. O, nu? Ok, mulțumim oricum. Am doar carte. Carduri, erau bune și alea. Am eu carte. Nu cred. E pe mulțumim. Bune? Nu, ești efectiv cel mai tare. Mulțumim. Mulțumim, o altă zi faină. Trei obiecte! Trei obiecte! Trei obiecte să-mi bat piciorul! Așa, acum să ne uităm la cumpărături. Hai de capul meu, nu pot să cred! Nu pot să cred! Fii atent ce e omul. Ia să vedem. Inspecții autoperiodice, professional ITP, yahoo.com. E? Bine, boss! Hai mă, hai în rând acolo. Hai. Sar peste asta! Mamă, ce m-am speriat! Hai, șeful, ai vreun afiș ceva? Că filmez și o emisiune de asta. Și am nevoie de un afiș. N-am voie. Nu, un afiș de asta, de cu un eveniment, un eveniment, nu? Care să anunțe un eveniment, nu? Aoleu. Mare. Ok, avem al treilea obiect, îl băgăm aici. Avem câte obiecte? Trei obiecte. Trei. Ne mai trebuie cornetul și poza cu omul care descarcă. Păi oamenii care descarcă aici ar trebui să descarce. Hai mai încolo. Dacă parchează... Să vedem și de cornet. Acum stăm și așteptăm ca proști, fii atent, că a gândit-o. Ne-a dat ăsta obiectul cu cumpărăturile ca să stăm să așteptăm după cineva, știi, să tragă de timp. Da, ăia acolo în capăt, merg cu coșul spre mașină. Tu știi cum alerg după ei? Nici nu se văd pe cameră, atât de departe sunt. Haide, haide, haide. Crezi că o să fie răi și o să zică nu? Nu, hai, bă, lasă-mă. Un afiș, frate, un afiș. Deci nu găsim afișul, o să vezi că nu găsim afișul. Un afiș cu un eveniment, scrie. Clar. Deci eu nu cred că nu găsim un afiș, mă rog. Tu te stai aici frumos și îți fac eu poză. Hai, fă la tata. Hai. Ăla e, hai să căutăm afișul. Bine ar fi fost să găsim pe aici, prin zonă. Bună ziua! Avem și noi o rugăminte la dumneavoastră. Suntem într-un concurs? Suntem într-un concurs și avem de câștigat, de obținut 5 obiecte. Unul dintre ele este o poză cu cineva care descarcă cumpărăturile. Nu apar fețe, nu apar nimic. Se poate? Putem? Nu se poate. Nu? Haideți, vă rugăm, că nu se întâmplă nimic, e doar un concurs. Nu, nu apar fețe, nu apar nimic. Haideți, vă rugăm. Păi le cenzurăm. Le cenzurăm, că nu... Of, dar nu vă place să glumiți. Bine, asta e viața mai amuzantă de atât, eu vă zic. Uite aici, 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 aici. Într-o stație de-asta de la TB, bă. Eu rup ăla de acolo. A, dar păi nu e, trebuie un eveniment, Bogdan.
Ar trebui să fie o stație rea, trebuie să găsim afișe. Uite, bă, afișe acolo, lipite de ăla. Nu s-a afișe? L-am văzut, da. Vă scupă beretele ăla. Hai că omorâm cameramanul. Îl iau și așa. Haide, haide. Gata, haide. Am bătut, nu? Winner, da? După stai cum să se vede. Să fim siguri, da? Hai. Bon de cumpărături din ziua respectivă avem. Un afiș cu un eveniment, avem niște tacâmuri de unică folosință, avem ecoson de la angajat, avem o poză din mijlocul unui geatoriu. Gata. Să le zică cineva că câștigătorii sunt aici. Bă, frate, ne mai trebuie efectiv doar un cornet și o poză. Și da. Poza și poza aproape aveam. Ce? Mă sună, dar nu înțeleg de ce. Cine că... te sună? Teo. Nu, hai, nu. Dar nu era în regulament, probabil s-au încurcat de ceva. Da. Fă, ce? E greu să te pui cu Bogdan la plăci, știu rost. Nu degeaba, suntem cuplul numărul 1 muzical. Îmi vine să mungi din noi. Nu se poate, ia. Credeți-mă că e groasă. Mă, v-aș lua prăibășgetul, ce-am zis. Bogdan, mai știți că v-am zis că cred că o să fac eu tot? În 10 minute Bogdan a terminat tot, eu abia m-am mișcat, vă spun sincer. Deci m-a spart. Genul de om care nu vorbește prea mult. Bă, m-a spart afișul, da? Da. Dovada. Bun. Din ziua de astăzi, uite, din 12/5/2022, e cu sonul fetii. Du-te, mă, de tacâmuri și poza din rond că i-am făcut-o lui Bogdana. Pac, pac, pac. Băi, ești nebun, cu ce ați mers, mă? Cu ce bă, pe jos, vă jur că nu am urcat în nicio mașină, deși ne-am dorit la un moment dat. Uitați poza cu Bogdan din rond. Bine, e totul pe cameră. Băi, nu e adevărat, mă, așa ceva și afișul? Și afișul l-a dezlipit de acolo, l-am văzut acum când veneam spre aici. Tot? Vreau să intrați pe site-ul meu, e greu.com. Băi, nu cred, mă, că e adevărat așa ceva. Da, mă, da. Tot. 9 minute, deci, mă, cred că avem. Vă spun sincer, m-a spart, mi-a fost greu să mă țin după el și mi-e și oamenii. Sunt toate, sunt 5? Mă, și toate luate de el. Băi, ești nebun la cap. Hai să vă arătăm și noi ce am reușit. Avem o cutie. Voi ați avut diferite. Sunt diferite, da. Ia vedeți, mă, am floare roșie. Am furat-o din Dracula. Mamă, ați intrat. Da. Păi a fost... Ia uite-mă, o carte de vizită. Mor. Mamă, a fost... Păi și gata, aveam o poză cu unul care descarcă cumpărături în bagaj. N-a vrut să facă. N-a vrut, deja era undă la loc, abia apare fața. Dacă i-apare fața. Dacă ți-apărea fața, dădeai bani. Nu mă sunai. Mă umplu și un cornet de înghețată, n-a, dar chiar n-a... Așa, și un cornet de înghețată, dezastru. Păi mai apucam. Bă, bravo, mă, ați câștigat 2000 de căciulă pe Food Shop, bravo. Ce vorbești? Păi ți-au mergător. Da, mulțumesc și eu. Facem, ce să mai, m-ați umplut, m-ați făcut. Merge un follow. Bă, frate, merită și Bogdan de Lepe un follow și Teo Rău, dar ești și asta nu care vrem. Că este... Este content, mă, cu oamenii ăștia, ești nebun la cap. Gata, vă pup. Să dați un like dacă v-a plăcut, vă mulțumesc că sunteți, ne vedem în următoarea episod, ok? Bye!